Am pornit de la ideea de a crea un decor ludic, jucăuș, care să se potrivească atât unui cuplu foarte tânăr, căci eu am văzut aici un decor creat pentru un cuplu. Pot locui lejer două persoane în acești 37 de metri pătrați. Așadar, cum spuneam, am pornit de la un decor foarte ludic, astfel încât să creăm puncte de interes în toate cele 5 zone ale garsonierei. Astfel, a rezultat o zonă foarte generoasă la intrare, un vestibul, un hol de intrare foarte generos, o zonă de living, cea în care ne aflăm acum, foarte colorată, zona de odihnă, care este separată de vestibul printr-un corp de mobilier multifuncțional, bucătăria din spate, separată de living de această masă care poate găzdui până la 6 persoane. Ne-am încadrat într-un buget total de 6.600 de euro, la care se adaugă TVA, sumă în care a intrat absolut tot. Am dorit să includem cât mai mult design românesc în acești 37 de metri pătrați. Acest lucru a făcut parte din brieful care a pornit de la client, de la The Park. Avem o listă de peste 10 designer români pe care i-am inclus în această amenajare, pornind de la corpurile de iluminat din bucătărie, care sunt semnate de designerul Anca Fetcu, continuând apoi cu această minunată pernă de la brandul Maluj. Am ținut foarte tare să aducem un touch de românesc în acest living. Am vrut foarte mult să avem un covor tradițional, mergând pe ideea de geometric, iar această pernă, care reprezintă o familie de țărani din România, punctează și mai mult zona aceasta destul de românească. Pleagănul, care este elementul care face legătura cu spațiul exterior, cu parcul din imediata apropiere. Pe post de tăblie avem un sticker de perete, care este semnat de cai verzi pe pereți și care reprezintă o pădure de mesteceni, de asemenea un element care face legătura cu parcul care se află aici lângă noi la doi pași. Corpurile de iluminat, pendantele acestea care dau o lumină de veghe, sunt asamblate la un centru pe care îl recomand, se numește Tiffany Art. Noi am ales becul, firul textil, iar ideea de a le suspenda de aceste console de la IKEA m-a ajutat că am păstrat ideea de decorativ, păstrând totuși bugetul la un nivel acceptabil. Am încercat să includem și ilustratori români în amenajare, iar ilustrația din zona livingului este semnată de George Roșu și cumpărată prin colorhood.ro. Volumul care înglobează baia am ținut să-l tratăm diferit față de restul garsonierei. Astfel am finisat peretele cu ajutorul unui șablon care este realizat de un duo de designeri, un român și o estoniană, se numesc Stencilit. Ajungând în bucătărie, am ținut foarte mult să preluăm nuanța pardoselii și pe perete, iar pattern-ul cu cărți de joc l-am realizat într-o nuanță similară de vopsea lavabilă. Bucătăria am dorit să fie într-o nuanță liniștită de gri, un gri cald, iar electrocasnicele cele mai potrivite pentru bucătăria noastră le-am găsit la Whirlpool, tocmai pentru că ne-a plăcut foarte mult această nuanță de gri. În ceea ce privește cromatica garsonierei, totul a pornit de la această canapea galbenă și covorul geometric. Covorul plasează livingul în spațiu geografic artistic românesc. Este creat de Maria Mihalachi, țesut manual în Piatra Neamț și am ținut foarte mult să avem acest covor geometric în livingul nostru. Am pus accent pe depozitare, am ținut foarte mult ca zona de odihnă să aibă un dressing generos, astfel există două compartimente mari pentru el și pentru ea.
iar biblioteca care separă cele două zone diferite și cu funcțiuni diferite, dormitorul de vestibul, este multipurpose, astfel pe partea cu vestibulul există un cuier, nișe pentru depozitarea unui rucsac, pentru depozitarea genților, două pantofare generoase, chiar și un loc mai înalt pentru troller. Am dorit să separăm livingul de bucătărie. Am ales o masă mai înaltă decât o masă obișnuită. Are o lățime de 50 de centimetri. Ea este exact la aceeași înălțime cu blatul de lucru, tocmai pentru a oferi un blat de lucru suplimentar în cazul în care sunt 2-3 persoane care doresc să gătească în bucătărie. Poate fi chiar un cooking party, pentru că etajera de sub blat este mobilă. Are două fețe, una către bucătărie, în care se pot ține tot felul de borcane, de condimente, veselă și așa mai departe, și o față către living, unde pot fi depozitate cărți de bucate. Masa oferă loc suficient pentru 6 persoane, zicem noi, unii zic chiar 7 sau 8. Scaunele de bar ne mândrim cu faptul că au costat doar 100 de lei bucata. Le-am comandat până la urmă la un producător de mobilă din lemn din Piatra Neamț. What's up, world? Let's get it poppin' with CC Mixer. It's your boy Jeff Williams. Word. What's up, young world? It's Jeff Williams. And J-Lan. You're listening to CC Mixer. Word always.